Salut și bine ați venit la podcastul Doctorul Copiilor. Eu sunt Radu Hriniuc, sunt coach profesionist și l-am alături de mine pe Vlad Popescu, medic specialist pediatru. În episodul de astăzi, alături de Vlad, vom demonta o parte din miturile despre creșterea și sănătatea copiilor. Salut Vlad! Salut! Am găsit pe net o mulțime de mituri despre copii, bebeluși, creșterea copiilor, sănătatea copiilor. Hai să vedem. Și -le vreau pe rând. să te provoc să le luăm pe rând, care sunt din punctul meu de vedere câteva mituri care ar merita să le demontăm. Hai că pe parcurs, poate mai vin și. Hai mine. să vedem. Unul dintre ele, acolo la sunt cele mai multe. Da, cred că ar, ar trebui să începem așa pe categorii de vârstă. Unul dintre ele, care mie mi se pare foarte fain, este cel legat de mitul că dacă bebelușul bagă tot ce prinde în gură. Înseamnă că urmează să iasă dinții. Mit sau realitate? E și și. Depinde. Erupția dentară la bebeluș începe între 4-8 luni, da? Și atunci, dacă își bagă mâna în gură, că îl mănâncă gingiile sau că îl dor sau are un disconfort local, își bagă mânuțele în gură din acea cauză. Dar bebelul își bagă mâinile în gură, imediat ce poate să facă chestia asta. Adică, el pur și simplu constată că poate să-și miște mânuțele, poate să le ducă la gură, la ochi, la urechie și atunci începe, le morfăie, își dă seama că poate să facă tot felul de chestii cu, cu mâinile. Deci nu înseamnă neapărat că ies dinții. Copilul bagă mâna în gură de la două luni. Începe să bage mâna în gură și să-și sugă pumnul. Da obiecte pe care le găsește sau îi se pun la îndemână și le bag în gură? Uh, când Vrei să te referi aici deja când umblă în patru labe sau când da îi când sugar un pic mai mare? Nu neapărat. În orice context în care un bebeluș urmează să mai este motiv. iasă dinții și pune mâna pe toate mai cele pe care le găsește. -ma este un le motiv. În gură. Mai este un motiv pentru care copiii Bag tot, bagă totul în gură, asta până la vârsta de 3 ani. Știi că și pe unele jucării scriu acolo 0-3 ani. Uh -huh. Sau nu se recomandă sub 3 ani, pentru că sunt piese mici. De ce? Gustul este unul dintre simțurile om, organismului, da, alături de miros, pipăit, văz, auz. Da? Sunt cinci în total și gustul este unul dintre ele. Ca să perceapă lumea din jurul lui, copilul trebuie să guste ca să vadă ce gust are uh, chestia respectivă, jucăria respectivă. Adică e o formă de cunoaștere, nu? Este exact, e o formă de cunoaștere. O vede, vede ce culoare are, vede ce textură are, pune mâna, simte structura, simte dacă e moale, dacă e tare, dacă e dură, aspră, fină, whatever. Uh, după aceea, o miroase, vede ce miros are, o bagă în gură și. Aici o chestie foarte faină. Se creează uh, memoria gustativă. Astfel că noi, ca adulți, știm ce gust are pământul. Știm ce gust are nisipul. Știm ce gust are, că nu știu când am mâncat ultima dată pământ sau nisip. Eu n-am mâncat recent. Dar dacă îți, niște spune, de atunci. Da, dacă îți spune... Da, uh, dacă îți spune cineva are gust de pământ sau are gust de nisip, tu automat înțelegi despre ce e vorba. Și încă o chestie faină, pot să numesc, că tot de acolo vine memoria gustului, pot să numesc orice obiect, zicem, din camera asta și tu știi ce, cum se simte dacă îi pune limba pe el. Deci dacă eu îți spun, nu știu, fotoliu, tu știi ce îți imaginezi Cam ce ai simțit dacă pui limba pe el. Da, da, pot să-mi imaginez. Automat. Simt. De ce? Pentru că probabil cândva am pus gura pe materialul material sau genul ceva asta. asemănător. Și s-a creat memoria S-a creat memoria respectivă, s-a întipărit. Deci copiii bagă în gură și ca să cunoască. Era, mai zic o chestie faină, era un, un documentar cu o populație de asta indigenă descoperită pe undeva în anii 90 și au rămas... Ca și dezvoltare, prin Amazonia, nu știu pe undeva, au rămas ca și dezvoltare în epoca de piatră. Deci treau prin porturi, prin păduri, prin peșteri și așa mai departe, și când au intrat în contact cu oamenii, cu exploratorii, uh, unul dintre exploratori le-a dat, dat șefului de tribu un briceag. Știi ce a făcut cu el? L-a băgat în gură. L-a băgat în gură. Deci s-a uitat la el. Deci, exact anal analiza fină a analizatorilor, zicem noi ochi, văz, auz, gust, astea se numesc analizatori. Și s-a uitat la el pe toate părțile, a început să-l strângă în mână, să vadă cum se simte, l-a mirosit și l-a băgat în gură. A început să-l bagă pe să vadă, e moale, e tare, ce, -i, ce -i chestia aia. Deci este o formă de cunoaștere. Dacă suntem în zona dinților bebelușilor, mai este un mit care... Uh... E foarte fain. Cum că atunci când le ies dinții, le rup dinții bebelușilor, fac febră. Fac, fac febră, ceva. vomează, <coughs> diaree. Au, fac diaree. Mit sau realitate? Mit. Erupția dentară este ceva fiziologic. Erupția dentară nu este un proces patologic. Febra este semn de infecție. Diarea este un semn de infecție. Când totuși poate să apară febră în erupția dentară? Dacă se întâmplă ceva patologic cu acest proces. Dacă în timpul unui proces fiziologic apare o dereglare și evoluează spre patologic. De exemplu, nu știu, este o măsea a copilului și nu erupe cum trebuie. Se creează acolo un abces, face puroi în timp ce iese. Sunt cazuri atunci da, face febră, dar nu a făcut febră din cauza erupției dentare, ci a făcut febră pentru că s-a întâmplat ceva în timpul acelui proces. Deci erupția dentară nu face, nu cauzează febră, cauzează irati, ira, irascibilitate, ira, iritabilitate, copilul e nervos, poate să-l doară locul respectiv, creează senzația de mâncărime, noi zicem prurit, da, gingival, la, la, locul respectiv, salivează mai mult, noaptea îl deranjează chestia asta, poate să-i altereze somnul, dar febră, diaree diarea nu are nicio semnificație, deci chiar nu are nicio semnificație. Doar dacă i-ai da copilului medicamente multe, să facă diaree de la medicamente sau... Și totuși, de ce a apărut acest mit? Pentru că erupția dentară, fiind undeva Cuprinsă între 4, ce mai mult 8 luni până la un an, dar în jurul vârstei de 6 luni, cam atunci apar dinții. Uh -huh. uh, și cam atunci apar și primele infecții virale ale bebelușului, cam atunci apar primele boli. Majoritatea bolilor virale nu au semne pe care le vezi, ci pur și simplu face febră. Merge la medic ce uh, îi dau dinții. Aia vede. Dar s-au făcut foarte multe studii și chiar recent am, am citit, m-am documentat pe, pe tema asta, pentru că nu numai părinții cred asta, și mulți medici cred că erupția dentară cauzează febră. Și pe multe site-uri de uh, specialitate, zice, poate să cauzeze febră joasă până în 38. Mă știți că am povestit 38 febră, jos, sub 38 nu e febră. Deci e, e fals. Da. da. Dacă rămânem în zona bebelușilor, am citit un alt mit care spune că dacă îi picuri lapte matern bebelușului oh. în ureche, oh. ia a melorez zurea de ureche. Oh. e sau realitate? Oh. 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 Bă, dragule, nu știu ce să răspund aici, deci asta e... Da, îți dai seama, de cel, în primul rând trebuie să vezi de ce îl doare urechea pe copil. Și dacă picuri lapte matern în ureche, nu diminuezi infecția urechii. Nu, din potrivă, de seama, laptele matern e, e, un mediu de cultură excepțional. Deci e, e bogat în proteine, în lipide, în tot, tot, ce vrea o bacterie acolo. Și tu îi picuri în ureche. Deci presupunând, presupunem prin absurd că acolo are otită, da? că doare urechea. Tu picurându-i lapte de mamă în, în ureche, nu are efect antiinflamator, nu Absolut nimic nu-i face. Adică poate să-i facă rău. Sau, dar fii atent, întrebarea este de unde știi că îl doare urechea pe bebeluș? Că, că ce? nu știu, că duce bebe... mânuța la ureche. Da, nu știu. Bebelușul nu duce mânuța la ureche. Bebelușul face așa. <laughs> <laughs> Serios. Deci, bebeluș, de unde știi că îl doare urechea pe copil dacă nu-ți spune? Deci trebuie să fie copil mare ca să-ți spună, cel puțin, peste un an, ca să ducă mâna să zică au la, la urechiușă. Și mă gândesc că nu-i mai picur după un an lapte de mamă în ureche. Nu știu. Deci e fals. Mit debunked. Fals. Mit fals. Bun. Um... Dacă copiii mici pun mâna pe o broască râioasă, fac negi. Mit sau realitate? Uh, mit. Deci nu e adevărat. Negii în medical, se numesc veruci. Veruca vulgaris. Verucile sunt date de un virus. Virusul se numește papilomavirus. Veruca sau uh, papiloamele sunt date de papilomavirus. Și nu are nicio legătură cu, cu broasca răioasă. Nu are nicio legătură. Dacă pui mâna pe o broască, broasca râioasă, din câte știu, e o specie de broască. Deci nu are nicio legătură cu râia. Râia e infecția cu scabie. Deci broasca râioasă e așa, e, nu știu, denumirea latinească a speciei respective de, broaște, de broască. Dar nu are nicio legătură. Scârboasă să pui mâna pe broască, udă, nu știu. Dar cam atât. Mit. Da. Dacă lăsăm bebelușul sau, mă rog, copilul mic să se trăască pe jos prin casă pentru că în podeaua este murdară sau da, sunt microbi pe podeaua respectivă, se va îmbolnăvi cu siguranță. Nu se va îmbolnăvi. Gândește-te că, acum să ne înțelegem, depinde cât de murdară e podeaua aia. Cât de murdară e podeaua. Ce, ce, ce faci pe podeaua sau ce a fost pe podeaua respectivă. Dacă, nu știu, s-a răsturnat o chestie, în <laughs> fine, o chestie, funny. o tăiat, o tăiat ticul porcu și, nu știu, pe acolo ieși copilul în curte unde e, nu știu, sânge și intestine sau mai știu eu ce pe jos, da, nu l -l lăsăm copilul să se prin mizeria aia. Dato, nu știu, un exemplu de asta, că aia e sursă de infecții. Dar pe o podea, nu știu, de apartament, de casă, de care e curățată în mod normal, nu are nicio legătură. Din potrivă, e bine să lași pe copil să se tărască pe jos. Face parte din procesul de dezvoltare. El explorează mediul conjurător, simte texturile de pe podea, covorul, parchetul, nu știu, fotolile, pune gura, exact cum povesteam adineori. Și își clădește imunitate în sensul că ia contact cu tot felul de bacterii, își populează intestinul cu, cu aceste bacterii, își creează propriul microbiom. Microbiomul fiecărui este ca o amprentă. Cu amprentele sunt individuale pentru fiecare, unice. unice. Da, unice pentru fiecare în parte. Așa este și microbiomul intestinal. Paranteză la asta. Bacteriile nu trăiesc în stomac, în, stomac, trăiesc în intestin. Când iei probiotice, nu le iei că te doare stomacul sau sunt pentru stomac, ci sunt pentru intestin. În stomac nu sunt bacterii, decât că e acid hidric. Poate să fie o bacterie care îți dă ulcer, dar altele nu prea trăiesc în stomac. Bine? Bun. iarăși un mit legat de lucruri reci pe care le mănâncă bebelușii, copiii, Hai să zic copiii, că bebelușii deja nu mai mănâncă neapărat lucruri reci. De exemplu, dacă mănâncă înghețată, dacă bea iaurt rece din frigider, dacă bea apă rece din frigider, face eu, roșu în gât. Eu cât hate o să ne luăm pe chestia asta cu roșu în gât și cu, cu înghețata și cu apa rece și cu sucul rece. Și, și cu, cu iaurtul rece din frigider. Și cu iaurtul. Câtă bere rece am băut noi? Sau bem? Destulă. De da seama, deci ai băut vreodată sau a băut vreun om bere caldă? Eu nu cred că ai băut bere caldă. Eu am băut odată în Polonia, la, la Varsovia. Ai băut bere caldă? Da, cu smântână. Ca așa se bea? Așa se bea, acel tip de bere așa se bea. Am înțeles, deci super, chiar că așa, aș încerca și eu. Deci, chestia asta e absolut unică, e, e o excepție. Dar în mod normal berea bere, se bea rece. Vezi, toți bărbații ar fi cu febră, cu gât roșu, cu uh, antibiotice, cu mai știu eu ce tratamente din astea. În vin. Deci este mit sau realitate? Este mit. Și mai zic o chestie, este mit, vă rog, nu mai încercați să feriți copilul de chestii, de iaurturi rece, de... de uh, sunt mame care scot iaurtul din frigider, îl lasă pe masă, câteva ore să se încălzească și după aceea lăc să nu facă roșu în gât copilul. Gândește că noi avem o adaptare la mediul înconjurător de milioane de ani. Ce cățelul, de exemplu, face roșu în gât dacă bea apă rece? Noi am băut apa rece din râu, din pârâu de munte, nu? Crezi că strămoșii luau apa, o țineau în peșteră, o încălzeau și... Este, sunt mituri. Da, dacă bei mult, sau dacă mănânci multă înghețată. Am, am, spus și în Rilul, da, uh, ai o senzație de disconfort pentru că îți face, face o constricție locală și îți amorțește gâtul, exact cum ți nu știu, pune degetul sau mâna în apă rece. Simți că ți amorțește și după aceea ai o senzație de dezmorțire, o în gât simți așa o, o nu știu, răcăială în gât după ce mănânci mult rece. Dar aia dispare în câteva minute. Mm -hmm. Sau câteva zeci de minute. Nici pe departe nu-ți dă o patologie, nu, nu, nu te îmbolnăvește, nu-ți dă roșu în gând, nu faci febră sau mai rău să trebuiască să iei sau să faci puroi în gât. Că chestia asta mă că faci puroi în gât dacă mănânci înghețată. Ce legătură are? Numai dacă a pus cineva streptococul în înghețată, știi, l-a îndesat acolo și s-a dat să mănânci cu lingură. Pe bune. Deci nu. Cu toate astea, nu e bine să dăm înghețată copiilor. Înghețata, adică să mănânce multă. Copilul trebuie să știe ce e înghețată. E, e logic, e normal să, să, să știe ce e înghețată. Pentru că copiii iubesc înghețata. Exact. Trebuie, înghețata este un desert. Ca și prăjitura, ca și ciocolata, ca și se mănâncă după mâncare, se mănâncă în cantități mai mici. De ce nu că e rece? Și pentru că ea conține foarte De mult și zahăr. Și zahărul nu este sănătos în doze mari de desertul se mănâncă după mâncare. Uh -huh. Când ai stomacul plin, nu înainte de mâncare, când poți să mănânci foarte mult. Acum că ai spus chestia asta, da. poate fi de fapt uh, mitul că dacă mănâncă înghețată, fac roșu un gât? Părinții, de fapt, în subsidiar să spună nu-i bine să mănânci multă înghețată pentru că conține mult zahăr și nu-i sănătos și atunci apelează la ideea faci roșu în gât și o să te dau răgâtul dacă mănânci înghețată? Man, sigur. Adică pot să... Niciun de astea nevinovate pot să le spui copiilor. Adică să zici, bă, nu mânca înghețată, știi, puiuțule, tăticu, nu mânca înghețată că te îmbolnăvești. Mai știi când ai făcut... Sau e prea multă. Sigur că pot să prostești copilul spunându-i altceva, dar nu are niciun fundament... Probabil că e mai ușor de înțeles pentru copil. Nu știu, a făcut toată... S-a îmbolnăvit și tu îi spui, Uh, uite, știi că te-ai îmbolnăvit atunci, da, nu vezi? Ai mâncat înghețată, e suficientă, vrei iarăși? Și atunci copilul să aibă o, o, frică de genul ăsta. Și sunt, eu sunt convins că sunt adulți în ziua de astăzi care încă sunt convinși că dacă mănâncă înghețată multă, o să, doar gâtul. O, o să, facă, o să facă roșu în gât sau proi sau bătăi. Dar dacă mănânci mâncare caldă și imediat după mănânci înghețată, sare smalțul de pe dinți? <laughs> Eu cred că să trebuie să întrebăm un stomatolog, în primul rând, deci să ne spună 100%, dar așa, nu, deci documentat. Dacă vrei răspunsul meu, e nu. De ce? Ma, din nou, organismul are capacitatea asta de termoreglare. Temperatura în gură este constantă, cât de cât constantă, are variațiuni foarte mici. Dacă iei o gură de înghețată, o gură de ciorbă fierbinte, clar îți va crea un disconfort foarte mare. Acum, smalțul dentar este cea mai dură substanță naturală care există. Când zic smalțul dentar, nu mă refer la smalțul dentar la om. Smalțul dentar, în general, este cea mai dură substanță naturală, mai dură decât osul. Uh -huh. Și atunci, smalțul ăla, eu cred că e făcut să reziste la multe chestii. Când Temperaturi extreme, nu știu, dar da. da. trebuie întrebat un stomatolog. Uh -huh. Dacă, da. acum, de sărit smalțul, nu. Acum că pot să apară niște fisuri, da. ne poate spune un stomatolog, bine. Da. Dar eu nu cred că cineva mănâncă o gură de înghețată să-ți... Să Ai văzut că și recelele de dor dinții, dacă unii au o sensibilitate crescută și după aceea iau o, o, o lingură de ciorbă de burtă fierbinte sau ceva. Mai ales, un, mai ales un copil, deci e, e, absurd. Dacă mănânci la 10 minute după ce ai mâncat ciorba fierbinte, dacă mănânci la 10 minute, mănânci înghețată, deja temperatura în gură e, a revenit la 36,5 grade sau cât e. Bun. O altă, un alt mit poți să administrezi medicamente de adulți copiilor dacă le tai sau le porționezi, le faci cantități mai mici. Nu da. sau realitate? Realitate. Da, se poate. Uh, mai de mult, când zic mai de mult, când eram noi mici, mi se dădeau medicamente tăiate, zdrobite și acum. Și acum se fac. Uh, medicul scrie o rețetă specială îi scrie farmacistului dacă trebuie să administreze un medicament copilului și tu nu ai formulare pediatrică, nu ai sub formă de sirop sau sub formă de prăfuleț care se dizolvă sau pastile dispersabile sau mai știu eu ce formulări, și o ai pastilă de, de, adulți, se pot face prafuri, deci scrie o rețetă specială farmacistului, farmacistul uh, zdrobește pastila de adulți, o amestecă de obicei cu glucoză, și face dozele care trebuie, sau dacă se poate, cum sunt comprimatele și copilul e mai mare și poate înghiți, rupi, nu știu, paracetamolul, în două și tai jumătate de paracetamol. Uh, am o curiozitate legată de. Deci, medicamente. mitul este de. Asta nu e mit? Asta nu este mit, da. este un adevăr. Da. Apropo de zona asta cu medicamente de adulți, zilele trecute mi-a spus o doamnă în vârstă, uh, că pe vremea dânsei, da, când dânsa Ia. era tânără, medicamentele erau mai bune. Adică, de genul, aspirina era aspirină, algocalminul era algocalmin, luai o jumătate de algocalmin și strecea, sau luai o jumătate de aspirină și era... Nu mai aveai treabă. Uh -huh. Mit sau realitate? Imit. Deci, clar, imit. E, e falsă ideea ca or. Ce, nu știu, lucru. Și medicamentele au evoluat foarte mult, atât în diversitate cât și în complexitate. Sunt mai selective, mai eficiente, mai potente, mai. ce vrei tu? Totuși, totuși, cred că știu la ce se referea doamna. Adică, bine, eu o ipoteză. Înainte nu erau atâtea suplimente alimentare câte sunt acum. Nu erau atâtea extracte de, de plăntuțe sau medicamente homeopate câte sunt acum. Acum mergi la farmacie nu știu, pentru un simptom și primești un supliment alimentar. Și atunci, și elea, eficiența lor e, e îndoielnică. Și atunci, cumva, dânsa, cred că s-a referit că nu mai sunt medicamentele ca altă dată. Altă dată era doar aspirina, era doar pir, piramidonul, da? uh -huh. era uh, algocalminul. Era acum algocalminul se dă pe rețetă, uh -huh. de exemplu. Merge la farmacie că o doare burta sau că e rău, e greață și primește un supliment alimentar, suplimentul alimentar nu funcționează și zice, uite, că nu mai sunt medicamentele ca altă dată. Uh -huh. Cred că. Asta a dar... fost o, o paranteză legată de. Da. Dar, deci, asta ar... Conținutul medicamentelor sau de. No, deci, ar putea fi o explicație. Uh -huh. Dar clar, deci aspirina de acum este mult mai eficientă decât aspirina de acum 30 de ani. Da. Nu știu dacă ai observat, Adineauri, în timp ce te ascultam, din reflex mi-am trosnit un deget. <laughs> Și este un mit în zona asta, că știu că copiii uh, sunt atenționați de părinți mereu. Nu-ți mai trosni degetele, nu-ți mai pușca degetele, că o să-ți tremure că o să fii mare. Eu. Așa cum faci tu. Exact. Da. Nu, mit sau realitate? Mit. Uh, nu, nu este nicio conexiune cu realitate. Și să știi că s-au făcut studii pe chestia asta. Uh, știi de ce, de ce pocnesc? Mm. Se creează mici. Ce ci, ci, am citit și -o, se creează mici bule de aer care pocnesc în momentul când sunt comprimate. Și aia trosnește în, în articulații. Nu are nicio legătură cu, cu tremuratul de mâini. Gândește-te că faci. Atâtea chestii cu mâinile, atâtea chestii dure, nu știu, ridici sau. Uh, mai mult decât atât, gândește la un pianist, cam cum își mișcă el degetele și articulațiile lor, nu o să-i tremure mâinile când ajunge, uh, nu știu, la. să fie De bătrân. Sau... Da. da, deci nu are nici o legătură. A, că unii îl consideră a fi un obicei urât, sigur, putem discuta. că uite, de exemplu, băiețelul meu cel mare, nu suportă să-și troznești, pocnești degetele lângă el. Zice, nu mai faci așa că nu-mi place cum sună. Sigur. Dar de acolo și că strămură degetele nu. Deci Bun. ăsta asta e fals. Fals. Alt mit. Dacă țin copilul treaz până seara târziu, noaptea o să doarmă mai bine. Mit sau realitate? Mai dragul ăsta e mit. Uh... Copilul trebuie, este absolut necesar să aibă un orar de somn bine stabilit. Îl numim igiena somnului. Există igiena mâinilor, igiena corpului, igiena somnului. Deci, un copil, de la sugar la copil mare, la, la școlar, la copil mare, trebuie să aibă o igiena somnului foarte riguroasă. Povesteam că asta este un element foarte. Uh, N-am cuvintele la mine, important. vezi? Mi l-am dat acasă. Cum? Un element foarte important. Este un element, un element foarte important uh, în, uh, pentru imunitate. Dacă vrei să ai, ai o imunitate uh, bună, trebuie să ai o a somnului corespunzătoare. Uh, cu cât ai o rutină și un somn, mai bun la copil, cu atât copilul ăla va, va dormi mai bine a doua noapte, a treia noapte și așa mai departe. Cu cât îl ții mai mult treaz, cu atât, cu cât nu are o, 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 igienă a somnului corespunzătoare, copilul va avea tulburări de comportament, va avea tulburări emoționale, va avea tulburări de imunitate și așa mai departe. Deci, chestia cu culcat copilul târziu ca să doarmă bine, nu funcționează. Nu, 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 nu sunt de acord. Dar tu conform căruia dacă copiii petrec prea mult timp în fața televizorului, televizorului își strică ochii. Mit sau realitate? Dacă te referi strict la ochi, strict la ochi, strict la ochi, nu i face nimic la ochi. Dar da. dacă este sănătos să stea în fața televizorului, nu nu este. Deci aici e diferența. E ca și cu înghețata. Face roșu un gât? Nu face roșu un gât. E sănătos da. să mănânci înghețată multă? Nu, nu este sănătos să mănânci înghețată multă. Deci, Statul, pe, statul, ecranele afectează și există uh, tulburări diagnostice în psihiatria pediatrică, care poartă denumirea asta de uh, autism de ecran. Sau nu știu că exact, așa se numește, dar în orice caz, copilul care stă și se uită la, la televizor mult timp, clar va avea de suferit pe partea comportamentală, pe parte de dezvoltare a emoțională și socio socială și, de fapt, socio-emoțională. Eu o cum vrei. Deci nu este sănătos să lași copilul la televizor. Nu este sănătos pentru că îl afectează în dezvoltarea lui psihosocială. Nu pentru că îi strică ochii. Strică ochii. Deci este da un mit. Da. Este, un, este fals că strică ochii. Legat de igiena somnului, este foarte importantă. Îți dau exemplu sugarilor. Un, un, sugar care nu doarme începe să se agite. Se agită atât de mult încât trece foarte ușor din, din agitație în surmenaj. Intră în, în stadiul ăla de, 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 surmenat, de surmenaj, și nu mai poate adormi. Și ai un ciclu ai, ai, un ciclu foarte, foarte nociv. Un sugar suprastimulat, purtat tot timpul în aglomerații, nu știu, la ecrane, la partiuri, la... își sare etapele de somn, sare somnicul de amiaz, de așa când e, nu știu, când e cazul să doarmă, trece foarte ușor din obosel în surmenaj și nu mai adorme bine, iar somnul lui este foarte afectat. Are un somn întrerupt, Uh, se trezește plângând. Nu știu să spun dacă are sau un coșmarul, dar oricum, calitatea somnului este afectată. Uh -huh. Pentru că nu și-a făcut somnul în timpul zilei. Deci, chestia cu culcat copilul târziu e, e mit foarte... It's not working. Da. Iar un, un, mit pe care l-am mai auzit legat de, de sugari este cu temperatura în casă. E cald în casă. Cât, cât, mai cald în casă. Cât trebuie să fie? 23, 24 de grade să fie cât mai cald în casă. 30. 30. <laughs> nu. Deci, uh, există niște recomandări mai, nu știu, oficiale, mai neoficiale. Vrei recomandarea mea? eu pe asta, eu asta o spun tot timpul părinților. Temperatura în casă Trebuie să fie exact cât îți dorești tu să fie. Dacă până acum ai avut termostatul pe 20 de grade, la tine în casă pe cât e termostatul? La mine pe 21. 21 și la mine 21,5. Deci, noi ne simțim bine la 21-21,5 grade. Atunci, copilul, sugarul, da, îl îmbrăcăm corespunzător. Da. Dacă eu la 21 de grade stau cu o bluză pe mine și în pantalon de training, automat îi dau o pantalon de training la bebeluș și o bluză pe el. Da. Dacă. Dar să fie de firmă. De training. De, training. de, training. de firmă. De training de firmă. de firmă. Nu Abidas. Da. Deci să nu, să nu fie, da, sau Adidas Plima, mai știi cum erau. Deci să, nu fie... Deci să fie Adidas de firmă și uh, training de firmă, da? Uh, dacă nouă ne place să stăm ca la tropice, la 24 de grade în casă și stăm în tricou, pentru că așa ne place nouă, automat și pe bebel îl îmbrăcăm în tricou, îl punem la mânecă scurtă. Da? Deci asta este toate, toate aceste reguli care, cu care dintr-o dată se trezesc părinții când au un copil, când apare un copil în, în, în familia lor, ei se trezesc dintr-o dată de reguli pe care trebuie să le respecte. Și asta generează foarte mult stres. Uh -huh. În loc să ne bucurăm, să avem bucurie, noi avem foarte mult stres. Și atunci regulile astea trebuie luate, așa, mai, 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 nu trebuie luate cu, cu lingura, știi, mai, mai cu lingurița. Mă bucur că ai spus de reguli. Poate ar Sim. fi fain să facem un podcast, un episod, doar cu aceste reguli pentru Proaspeți sau noi, proaspeții părinți, noi părinți, pentru a diminua din acest stres, din acest, această corvoadă sau apăsare pe care o simt ei, noile reguli care au apărut în viața lor și care da. le produce stres și anxietate legat de, de, de bebeluș Facem, facem, poate îl luăm și un invitat. Uh. Um, încă, ori, încă un mit la bebei. Copilul nou născut sau sugarul de vârstă mică până într-o lună sau până la botez, nu-l scoți afară. Ah, da, nu-l scoți din casă, corect. Nu-l scoți din casă sau, fii atent, mai este una faină, îl scoți, da. dar îl scoți treptat. Deci îl scoți a 10 minute, am mâine că până scoți... pe casa scării, prima dată, pe urmă până la parter <laughs> și pe urmă până în fața blocului. Asta e faină, da. Deci, îl scoți treptat. 5 minute azi, 10 mâine, 15... Nu are niciun fundament. Deci, copilul nou-născutul, la termen, sănătos, vine, așa glumesc cu părinții, vine, are instalat software-ul din fabrică, are toate, tot default-ul ăla, tot instalat, de la imunitate la termoreglare, la tot, tot, tot sunt instalate, ele funcționează. Când trăiam în. Mai nu vreau să zic că oamenii că bine, acum nu mai trăim în peșteră. Dacă când trăiam în peșteră și aveam un loc de ușă, aveam bolovan sau aveam prelată la cort, aveam o piele de animal, eram tot afară. Organismul uman este adaptat să facă față, de avem termoregulare, avem sânge cald, nu suntem reptile. Deci, organismul uman se adaptează la mediul înconjurător. Inclusiv Scandin... de Inclusiv, scandinavii își culcă copiii în cărucior la minus nu știu, 10 grade afară. Nu se întâmplă absolut nimic. Bineînțeles trebuie să fie îmbrăcat cu corespunzător. corespunzător. Uh -huh. Dar povestea aia, mitul ăla cu nu-i faci baie bebelușului până când, nu știu ce, noului născut până nu știu ce, nu știu, uh, ombilicul cred... sau da, ce dar Cred că chestia asta cu baia, cu ombilicul e legată de ombilic. După ce îi se taie umbilicul copilului, îi se pune acolo o clemă sau se leagă cu, mă rog, arță chirurgicală sau se pune un pansament. Dar de obicei, acum am văzut că se pune o, o, clemă de plastic. Bucata aia, porțiunea aia de umbilic rămasă, aia încet, încet se mumefiază, se usucă. Dacă îi faci baie copilului, aia pe măsură ce se udă, ca, ca și cojița la crusta când mai țin de când eram copii și cădeam și ne juleam genunchiul Și ne juleam genunchi și să moaie. Să crusta aia dacă e crusta aia hematică. Exact la fel e și cu uh, bontul ăla umbilical. Dacă îl tot uzi, se moaie și atunci uh, după aia era trebuie să se usuce. Poate că este îngreunat acest proces, dar nici pe departe nu este contraindicat. De ce se pune spirit? Totuși, ăla este o uh, o gelatină este un mediu de cultură. Alcoolul sanitar se picură și aici vreau să emphasize, cum se zice, să accentuez, accentuez. că se pune din abundență acolo alcool sanitar. Nu arătăm, badijonăm cu, cu vata, cu tamponul de vată. Deci se pune alcool sanitar pentru că alcoolul prin evaporare deshidratează. Deshidratează o sucă mai tare. Grăbim uscarea și să pice umbilicul mai repede. Și cred că asta e cu băița, nu-i faci baie la început pentru că încă are acel bont umbilical. Cred că de aici e. Dar să știi că unele culturi, unele țări spun că nu are nicio treabă. Să-i faci copilului baie. Și ce dacă se udă ăla? Și ce dacă durează mai mult? A, și tot legat de baie, știu că Nea. mai este un mit. Nu speli copilul mai des de trei zile. Nu are nicio legătură. Eu cred că, vezi apropo de reguli, eu cred că aici aici trebuie să intervină un pic și de bun, regula bunului simț. Eu asta le spun părinților, măi oameni buni, hai să ne gândim. Tu ai face bai o dată la trei zile? Bun, că tot desfășoară tot felul de activități. Ce se întâmplă dacă facem baie prea des? Bacteriile de la suprafața pielii le spălăm tot timpul, dăm cu săpun, le îndepărtăm. Dacă îndepărtăm uh, filamentul ăla de bacterian de la suprafața pielii, riscăm tot felul de dermatite, de boli ale pielii, dermatite, da? La, la, fel și la copilași. Se usucă pielea, e ok să faci baie uh, de foarte multe ori pe zi sau... Deci nu este necesar să speli copilul zilnic. În totalitate. Dar nu este nicio regulă care se spune că trebuie spălat doar la trei zile. Mă înțelegeți? Deci eu zic că, uh, sigur, dacă acum stăm să căutăm pe net, o să găsim undeva, care, undeva unde scrie și cineva recomandă. Copilul se spală la trei zile. Dar revin la, la, la regulile dinainte. Părinții nu trebuie să fie încărcați, bombardați cu o grămadă de reguli în momentul în care apare copilul în casă. Oricum, sunt stresați. Oricum ți ții minte când a venit așa pentru prima dată? Că nu știai ce să faci. Oamenii, uh, și acum țin minte, nevastă mi-am spunea, eu nu știu, -o, să, o să pot să-l spăl la fundic, te rog, fă tu chestia asta, că mi-e frică. Mi-e frică să pun mâna pe el. Gândește-te toată teama aia. Pui, mai, mai arunci peste o grămadă de reguli. Aia n-ai voie, aia n-ai voie. Uh, e, e, generează un stres fantastic pe cântul, dacă îi spui, fă cum ai făcut până acum și adaptează-l la el, nu știu, cred că omul gândește mai relaxat. Vlad, îți mulțumesc tare mult pentru episodul de astăzi. Am discutat foarte multe subiecte, ne-am și distrat copios pe alocuri. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă invităm să ne vedeți și pe Instagram, și pe Facebook, să ne dați Uh, eventuale sugestii, recomandări, să veniți cu întrebări, uh, și le vom discuta aici, împreună cu Vlad, în podcastul Doctorul Copiilor.